Merișoarele, ca și multe alte fructe, sunt un dar al naturii. În afară de gustul lor delicios, sunt foarte bune pentru organismul uman. Fiind un arbust de mici dimensiuni, merișorul provine din emisfera nordică, unde reprezenta alimentația de bază a vikingilor. El face parte din familia Ericacee, la fel ca și afinele și coacăzele. Crește în regiunile subalpine, iar în țara noastră îl găsim în zonele înalte ale carpaților în special în Transilvania, planta de merișor rezistând cu brio și la temperatura de minus 25 de grade Celsius. Popular, merișorul mai poartă denumirea de afin, afin roșu, bujor, coacăz de munte, brebenoc sau cununiță. Merișoarele conțin mai multe flavonoide decât orice alte fructe de pădure. De asemenea, în compoziția lor se regăsesc vitamina C, vitamina A sau beta-caroten, vitamine din grupa B, precum și potasiu, calciu, magneziu și fosfor. Frunzele de merișor conțin taninuri, substanțe antimicrobiene și antioxidante, și flafonoide, având o acțiune puternică antiinfecțioasă. Ceaiul de merișor se poate achiziționa de la magazinele naturiste. Pe piață puteți găsi ceai de merișor și ceai de merișoare. Diferența între cele două tipuri de ceaiuri constă în. Ceaiul de merișor conține frunze, lăstari și mlădițe din arbust, iar ceaiul de merișoare conține fructele de merișor, iar uneori mai poate fi adăugat și hibiscus, măr, măceșe, aronia și coacăze negre sau alte fructe de pădure care dau o savoare unică. Pentru a prepara ceai de merișoare, ai nevoie de două lingurițe de fructe uscate, iar pentru ceaiul de merișor, este necesară o lingură cu plantă, adăugată la o cană de 250 de ml de apă clocotită. Ceaiul se lasă la infuzat aproximativ 15 minute. Se poate îndulci cu o linguriță de miere și servi cald. Se pot consuma 2-3 căni pe zi, între mese, timp de 2 săptămâni. Merișorul este o plantă medicinală cu numeroase indicații terapeutice și medicinale. Aceste fructe și băuturile pe baza lor sunt bune pentru tratarea infecțiilor de tract urinar, a constipației și a altor tulburări digestive, precum și în prevenirea obezității, a tumorilor și a bolilor cardiovasculare. Cea mai populară întrebuințare a merișoarelor, a sucului și ceaiului de merișoare, este în tratarea infecțiilor urinare. Ceaiul de merișor este numit de specialiști pe bună dreptate doctorul rinichilor. Fructele plantei au acțiune diuretică, antiinflamatoare și sunt un dezinfectant urinar foarte eficient. Un studiu a relevat faptul că sucul și ceaiul de merișoare acționează împotriva bacteriilor care cauzează infecțiile de tract urinar în doar 8 ore. Această băutură este eficientă chiar și în lupta cu infecțiile cu bacteria E. coli cistita se numără și ea printre afecțiunile care pot fi tratate cu succes cu ajutorul băuturilor din merișoare. Este recomandat să consumați două căni de ceai pe zi, timp de două săptămâni. Efectele vor fi cu atât mai puternice, cu cât ceaiul se consumă în paralel cu tratamentul recomandat de medic. Printre beneficiile ceaiului de merișor se află scăderea nivelului de risc cardiac. Merișoarele, fructele arbustului de merișor, Conțin foarte mulți antioxidanți care sporesc nivelul colesterolului bun. Mai mult, datorită antioxidanților pe care îi conține, ceaiul de merișoare este cunoscut și pentru faptul că luptă cu radicalii liberi, cei responsabili pentru dezvoltarea bolilor degenerative. Deoarece merișoarele sunt fructe bogate în vitamine și minerale, ceaiul obținut sporește și întărește sistemul imunitar ajutând organismul să prevină o varietate de infecții și alte tipuri de afecțiuni cronice. Este folosit ca adjuvantă în reumatism, gută, artrită, osteoporoză și artroză la vârstă înaintată. Este un remediu natural și în caz de diaree sau constipație, colită și cistită. De asemenea, ajută și la tratarea infecțiilor respiratorii, precum tuse și bronșită. Datorită nutrienților săi, ceaiul de merișoare atenuează stresul, prin echilibrarea hormonală care duce la îmbunătățirea stării de spirit, calmând în același timp stările de anxietate și atacurile de panică. Merișorul s-a dovedit un tratament extraordinar împotriva Helicobacter pylori, bacterie responsabilă în proporție de 40% de cazurile de gastrită și de ulcer, dar și de afecțiuni mai grave, cum ar fi anumite forme de cancer, mai ales ale stomacului și ale esofagului. Folosit extern, Ceaiul de merișor este indicat pentru menținerea sănătății cavității bucale. Conform unor cercetări, s-a descoperit că unii dintre compușii din fructele de merișoare provin formarea de placă dentară pe dinți, eliminând în același timp anumite infecții bacteriene care pot deteriora și afecta gingiile și dinții. Astfel se fac spălături cu infuzie sau macerat de merișor de 2-3 ori pe zi. Ceaiul infuzat din merișoare oferă o mare varietate de antioxidanți, vitamine și minerale, ceea ce îl face un ceai delicios și care oferă totodată senzația de sațietate, reducând astfel pofta de mâncare sau pofta de dulce, ajutând astfel la slăbit. Contraindicații Deși este util în tratarea infecțiilor urinare și în prevenirea unor afecțiuni renale, consumat în exces, Ceaiul de merișoare poate avea efectul invers și poate duce la apariția lor. Totodată, consumul în exces de ceai sau sucuri de merișoare poate irita mucoasa gastrică și cauza diaree. Printre persoanele care trebuie să ceară sfatul medicului în ceea ce privește consumul de ceai sau fructe de merișoare se numără: femeile însărcinate și cele care alăptează. Ar trebui să consumei cu moderație aceste fructe și alte băuturi pe bază de merișoare. Persoanele alergice la aspirină, respectiv merișor, persoanele care suferă de insuficiență renală, cei care au probleme de coagulare a sângelui și care urmează un tratament cu varfarină, copiii mici.